Bine ați venit în Universul Speciasol! Astăzi vom vorbi despre constipație și despre un produs care ne va ajuta să scăpăm de ea. Constipația este un sindrom caracterizat prin scăderea tranzitului intestinal, adică avem scaune la intervale de timp mai mari de o săptămână, deci destul de neplăcut, și iar consistența lor este crescută. Sunt numeroase cauze care produc constipația. Avem cauze funcționale și aici discutăm despre cauze pasagere, adică alimentație fără fibre vegetale, cauze habituale, adică lipsa formării reflexului de eliminare a scaunului în mod regulat. Apoi există și constipația rectală, adică neevacuarea scaunului când simțim că resturile trec din sigmoid în rect. Apoi avem ca și cauze posibile leziunea ale plexului mezenteric sau putem să avem cauze mecanice, tumori, stenoze, malformații congenitale și altele. Constipația cronică antrenează după sine o serie de complicații, lucruri neplăcute, hemoroizi, fisuri anale, astenie, deci avem toate motivele să dorim combaterea ei. Ei bine, cotii de ierbe este un supliment alimentar care conține sena, nalbă de pădure, cuișoare și scurțișoară. Acest supliment este indicat în majoritatea tipurilor de constipație, contribuie la normalizarea tranzitului intestinal și, foarte important, nu produce obișnuințe. Fitocomplexul prezent în cotii de ierbe este reprezentat de sena, pe de o parte, care este unul dintre cele mai des folosite laxative naturale, care stimulează peristaltismul intestinal ca urmare a efectului irritant la nivelul intestinului dat de senozide. Senozidele sunt niște substanțe din componența plantei sena. Latența efectului laxativ este de aproximativ 8 ore și de aceea cotii de ierbe trebuie administrat seara înainte de culcare ca să poată să-și facă efectul până dimineață. Să nu ne trezim din somn, să mergem la baie. Nalba este bogată în substanțe mucilaginoase cu efect laxativ de volum, dar prezintă și efect ulceroprotector, antiinflamator, antibacterian și hipocolesterolemian. Cuișoarele, iată ce nume frumos, conțin substanțe active precum monoterpene, sexviterpene, eugenol, beta-cariofilen și au numeroase acțiuni terapeutice, printre care acțiunea analgezică, acțiunea antiseptică, antiinflamatoare, antioxidantă și antispasmodică. Scorțișoara, pe care o cunoaștem din diverse băuturi, conține substanțe active precum cinamaldehidă, eugenol, cariofinel, acid cinamic, și efectele ei sunt de asemenea numeroase, antioxidant, antiinflamator, antimicrobian, antiflatulent. Cui recomandăm cotii de ierbe? Pacienților care vin în farmacie și spun că au mai puțin de 3 scaune pe săptămână sau scaunele lor au o consistență ridicată sau necesită încordare pentru realizarea defecației, au o senzație de blocaj la nivelul rectului cu împiedicarea eliminării materiilor fecale sau au senzație de evacuare incompletă, parcă ar mai zăbovi acolo, parcă s-ar mai întoarce de 2-3 ori, dar nu fără efect. Simt nevoia unii de ajustare a golirii rectului prin folosirea mâinilor pentru a exercita o compresie abdominală. Cotii de ierbe se va administra câte 2 comprimate pe zi, seara înainte de culcare, cu o cantitate mare de apă și în felul acesta avem garantat că până dimineață vom goli rectul și putem să mergem să ne desfășurăm activitățile cotidiene fără să simțim acea tensiune neplăcută care ne produce și indispoziție.